Dragi prieteni minunați, din nou am cules, da, eu le numesc smaralde, da, am făcut din nou curățarea de ficat și ca de obicei voi știți că în fiecare, să zic așa, etapă de 2 luni de zile eu îmi curăț corpușorul. Ce este foarte important să știți că dacă veți face și voi la fel și vă veți curăța ficatul regulat, da, o să vedeți o eliberare, nu mai aveți burtică, nu mai sunteți obosiți, nu mai sunteți stresați, sunteți relaxați, nu vă mai supărați. Deci atât de importante sunt aceste curățări și atât de mult le promovez ca psihonutriționist, nu numai gândurile ne ajută, 50% face curățarea pe care noi este bine să o efectuăm cel puțin la 6 luni. Eu fac la 2 luni și bineînțeles odată cu această curățare postul intermitent, cu alte cuvinte, nu mănânc aproximativ 5-7 zile nimic decât doar apă. Nu o să slăbiți, se va produce autofagia, tot ceea ce este surplus de grăsime va fi mâncat de organism, astfel toate impuritățile și microorganismele vor fi înlăturate. Este un proces de purificare atât spirituală cât și fizică. Eu vă iubesc din toată inima și vă doresc să aveți și voi parte de această metodă extraordinară și vă aștept pentru întrebări. O zi splendidă!